Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur să vă salut din nou și să ne bucurăm împreună de încă o ocazie de studiu biblic. Suntem în cadrul ciclului de studii legat de chemarea lui Dumnezeu de a fi instrumentele lui. Misiunea lui Dumnezeu, misiunea mea, titlul general al trimestrului acestuia. Iată, suntem la lecția numărul 5 și vorbim de scuze pe care le-ar putea aduce cineva de a nu face misiune, de a nu lucra pentru Dumnezeu, de a nu se implica în acțiuni care să ajute la cunoașterea lui Dumnezeu. Scuze pentru evitarea misiunii. Am bucuria să îi salut pe cei doi invitați, Ștefan, Luci, bine ați venit! Ne bucurăm să venim! Mă bucur să fim împreună la școala din Emaus. Înainte de a intra în lecția propriu-zisă, aș vrea o întrebare generală așa. De ce credeți că cineva, un creștin, da, pentru că vorbim de creștini, care știe că Dumnezeu vrea să-l folosească, caută scuze. Caută scuze în a nu se implica, în a nu face ceea ce Dumnezeu i-ar cere să facă. Da, atunci când simțim chemarea lui Dumnezeu, cred că cel mai firesc sentiment este cel al nevredniciei. Și sunt personaje biblice care susțin ideea aceasta. Mă gândesc prima dată la Moise. Domnul cheamă în pustie, îi spune: Moise, scoate-mi poporul din Egipt. Și mă spune: cine sunt eu? Cine sunt eu? Și e un întreg capitol în Biblie în care șovăirea lui Moise, da? Domnul, uite, spune, merg eu cu tine, uite, toiagul, uite, bagă mâna în sân, scoat-o. Și la final, Moise aduce un ultim argument. Doamne, n-am vorbirea ușoară. Nu pot să merg, trimite pe altul. Mă gândesc la fel la Saul. Uns împărat, în aceea zi se întâmplă multe minuni, una după alta, o cascadă de minuni. Și când trag la sorți pentru alegerea împăratului, în fața întregului Israel și apare numele lui, Saul era printre butoaie. Mă gândesc la Gedeon. Gedeon, la fel, Domnul îi se arată și îi spune: Gedeon, pentru o misiune, mergi și înfrânge pe Madian. Și Gedeon spune: Doamne, seminția mea e mică, familia mea e săracă și eu sunt cel mai mic. Ține de pe altul. Întotdeauna cred că atunci când simți chemarea sau Dumnezeu face o chemare și tu spui: Doamne, te-ai gândit bine la mine că sunt cel mai potrivit, e o problemă. Cred că indiferent cât de nevrednic te simți și cât de mult gândești că sunt mai bun alții pentru chemarea aceasta, cred că atunci când Dumnezeu face chemarea, El o face corect și o face bine. Tu ești cel mai potrivit pentru asta. Și cred că scuzele nu sunt, nu țin. Și îmi place că întotdeauna Dumnezeu a ales categorii de oameni cele mai diverse. Și asta ne include și pe noi. Cum alții a folosit de prinți, de regi, de împărați, de păstori, de culegători de zmochine, de o mulțime de oameni. Domnul nu este exclusivist. De aceea toți putem face parte în planul lui Dumnezeu. Mă gândeam, Luci, că o să te ocup de scuze negative, dar ai venit cu una pozitivă, una care chiar te califică să fii misionar, să fii instrumentul lui Dumnezeu. Mulțumesc, Luci! În timp ce dumneavoastră ne-ați adresat întrebarea și Luci răspundea, ne-am dat seama că am coincis în două personaje la care ne-am gândit. Partea frumoasă este că eu vreau să prezint felul în care Dumnezeu răspunde acestor scuze pe care Luci le-a menționat la Moise. Când Moise spune că cine sunt eu, Dumnezeu îi spune: eu voi fi cu tine. Atunci când el spune: păi da, dar cum vor crede evreii că m-ai trimis tu? Și Dumnezeu îi spune: să le spui că eu sunt eu care sunt cel ce sunt, te-am trimis. Apoi când el își vede defectele, că ar fi prea mari, eu sunt bâlbâit, trimite pe altcineva, Dumnezeu îi spune: du-te, că eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ceea ce să spui. În cazul lui Gedeon, el vine și menționează, spunând că eu sunt, familia mea este cea mai mică din Mănase, eu sunt cel mai tânăr din familia tatălui meu. Dumnezeu îi spune: du-te cu puterea pe care o ai și eliberează poporul, eu voi fi cu tine. Chiar și atunci când scuzele au fost disfrasate un pic de
de cere de semne, dacă pică rouă, dacă nu pică rouă. Chiar și atunci Dumnezeu i-a arătat că El stă la cârma tuturor lucrurilor. Și un alt personaj, și completez suita aceasta de argumente, când Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia, el se vede prea copil. El spune, nu știu să vorbesc, căci eu sunt doar un copil. Și în cazul Ieremia, Dumnezeu îi spune, iată, eu pun cuvintele mele în gura ta. Și într-un caz și în altul, scuzele cumva sunt contracarate de Dumnezeu, încercând să îi arate omului că nu merge singur și că merge cu prezența lui Dumnezeu cu el, cu înțelepciunea lui Dumnezeu, cu cuvintele lui Dumnezeu. Nu există, dacă suntem onești, nu există scuze pe care noi să le putem pune pentru că ar fi ceva imposibil la Dumnezeu. Expresia lui Luci, nu țin. În fața lui Dumnezeu, scuzele nu țin. Haideți să intrăm în lecția de astăzi și începem cu istoria evreilor, cu poporul evreu. Erau într-o criză serioasă. Domnul căuta un om și iată-l pe Isaia, care are o experiență frumoasă și aude glasul Domnului și la întrebarea pe cine să trimitem, Isaia răspunde, se oferă, da? Avem însă în Biblie și un alt personaj controversat și vrem să le punem față în față, Iona. Iona primește chemarea ca să meargă la Ninive, o cetate păgână, o cetate destul de periculoasă, un popor periculos. Însă, în loc să meargă acolo, el plătește prețul și merge într-o altă parte, spre Tarsis. Aș vrea să vă întreb, credeți că se temea de ce, care erau temerile care îl stăpâneau pe profetul Iona, în așa fel încât îl determină să aleagă să meargă în sens invers, să nu meargă acolo unde îl cheamă, să fugă pur și simplu de chemarea lui Dumnezeu. Dacă aceste temeri erau justificate, aș vrea să vedem cum explicați faptul că, ajungând la Ninive și văzând că temerile lui nu se adeveresc, dimpotrivă, oamenii ăștia se pocăiesc, începând cu împăratul și până la ultimul om. Ceea ce mi se pare foarte atipic în cazul lui Iona, este că Iona refuză să meargă, în primul rând, dintr-o cunoaștere bună a lui Dumnezeu. Și acum mă explic. În versetul 2, din capitolul 4, îl spune că s-a rugat Domnul și a zis, o, Doamne, nu este aceasta tocmai ceea ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarsis. Pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv, încet la mânii, plin de dragoste, un Dumnezeu gata să renunțe la mai trimite nenorocirea. Acum, ne întrebăm cum e posibil ca, având o imagine corectă despre Dumnezeu, anticipează că Dumnezeu îl trimite cu un mesaj de distrugere pentru Ninive, dar că Dumnezeu este dispus să le ofere încă o șansă acestor oameni, el alege să fugă. Cred că, și trebuie să fim consecvenți și cinstiți cu noi, dacă am fi în situația lui Iona, cu invaziile asiriene, răutatea, cruzimea, violența cu care acționau, te-ai fi bucurat un pic, Doamne, mă fac eu dispărut și coboară foc din cer, nu? De ce n-ai trimite tu judecăți fără să mă mai trimiți și pe corect, mine? Corect. Da. În lumea pe Iona controversat. E o bună etichetă. Vorbea Ștefan despre frică, da? Erau asirieni, popor aprig, popor dur, popor... După aceea mai erau convingerile false, o altă temere. Doamne, cine știe cum vor primi? Da, poate nici n-au auzit de tine, deși în Biblie avem o carte întreagă dedicată de Dumnezeu poporului din Ninive, cartea lui Naum, parcă, da? Cine știe cum vor reacționa? E departe. E un deranj prea mare, Doamne, 900 km să merg pe jos, prin deșert, e prea mult pentru mine. Și poate și dialogurile incomode. Cine ești? Ce e cu tine? Ce meserie ai? Ce cauți aici? Nici scuzele lui Iona și nici ale noastre nu sunt îndreptățite. Și mi-a plăcut că, deși el avea alte așteptări și spune Biblia că cetatea Ninive era foarte mare, s-o ocupă 3 zile, el face evangelizare o singură zi. Da, intră,
și după aceea se oprește. Nu umblă trei zile prin cetate. O singură zi, și mi-aduce aminte că atunci când fermierii, azi nu mai este permis, dar în trecut când fermierii dăteau foc miniștilor, da, ei se uitau de unde bate vântul. De aici, da, și acolo incendiau și ajungea focul în cealaltă parte. Asta s-a întâmplat în Ninive. El cu treieră o singură zi și nu a mai făcut nimic. După aceea, din gură în gură, s-a dus vestea cea teribilă că Dumnezeu are un plan cu cetatea respectivă. Și mă gândesc că și noi cei de astăzi suntem niște iunani moderni. Da? De foarte multe ori spunem, Doamne, mi-e frică. De foarte ori spunem, Doamne, nu mai nimeni interesat. Cine știe cum vor reacționa când o spun eu de harul tău, de jertfa ta, de ce ai pentru noi, de planul tău. De foarte multe ori spunem, Doamne, e departe. E în Africa, e în America de Sud, e în, eu știu, în Orientul Mijlociu, e în paralela 10-40, da? Și poate că altă scuță pe care o găsim, Doamne, caută pe altul pentru că nu sunt cel mai potrivit. Mie mi se pare foarte interesant, pe lângă ceea ce spuneai tu, Luci, deși a predicat doar o singură zi și ok, eu mi-am împlinit responsabilitatea, după aceea el nu crede, pe de o parte, știe că Dumnezeu poate să ierte, dar pe de o parte nu crede în pocăința sinceră a celor oameni, pentru că în versetul 5 din capitolul 4 spune Iona a ieșit din cetate, s-a așezat la răsărit de aceasta, acolo și-a făcut un adăpost și-a așezut la umbra lui, așteptând să vadă ce se va întâmpla cu cetatea. Cum, ok, eu am împlinit, sper să nu fiu auzit prea mult, sper să nu sunt fiți pocăit și eu vreau să văd spectacolul ăla ca la Sodoma și Gomora, să-i văd pe oamenii ăștia nimiciți. Deci, practic, asta era așteptarea lui. Corect. Haideți să intrăm mai profund în experiența asta și să explorăm istoria lui, pentru că avem multe de învățat. Spuneai tu, Ștefan, că el avea o cunoaștere bună despre Dumnezeu și asta este realitatea, într-o măsură. Dar în cealaltă, vine cealaltă atitudine a lui, care se aseamănă cu atitudinea celor care erau la bordul navei. Da? În momentul în care el spune, uite, aruncați-mă în mare, el credea într-un Dumnezeu teritorial, un Dumnezeu care poate fi îmbunat doar în momentul în care... Deci avea cam aceleași concepții despre Dumnezeu, așa cum le avea și cei de la bordul navei, corăbierii. Aș vrea să vă întreb, cum reușește Dumnezeu să-i corecteze această filozofie greșită, această mentalitate greșită și ce vedeți? Cum de Dumnezeu nu renunță la omul ăsta? Măi, dacă chiar până aici ai ajuns, dacă eu te trimit într-un loc și tu te duci în altul, dacă tu vrei nenorocirea acestei cetăți când eu vreau să-i salvez, dacă tu mă crezi că sunt cam ca zeii ceilalți, nu mai am ce face cu tine. De ce nu renunță Dumnezeu la Iona? Chiar trăim în Spania, în acel loc unde Iona îi dorea să fugă. Da? Spun istoricii că de parte fata Domnului era undeva în sudul Spaniei. Și astăzi, în Spania modernă, vedem reminiscențele unui păgânism al acelor timpuri. Și am să mă explic. Am rămas surprins că de foarte multe ori auzi în Spania Cristo de las Aguas, o Cristo de las Montañas, o Cristo de los Gitanos, adică în românește Cristosul munților, al apelor, al țiganilor. Da? Și mi-am dat seama că exista aceiași Dumnezei păgâni care odată cu venirea creștinismului s-au convertit în Cristoși, dar practic ei erau Dumnezeu păgâni, da? Ai apelor, ai munților, ai diferite categorii sociale și de oameni. M-a surprins reacția păgânilor, că atunci când Ioan le povestește situația lui și prin ce trece, oamenii aceia l-au întrebat, de ce ai făcut lucrul acesta? De ce fugi de Domnul? De ce fugi? Eu au fost speriați și surprinși și Biblia spune că foarte tare s-au cutremurat. De ce fugi de Domnul? În soluția lui Dumnezeu, Ioan este pescuit da? de un pește mare. Și Dumnezeu nu renunță la el. Și aș vrea să întărim aici că noi credem cu toată convingerea că a fost așa. Dar scepticii spun că n-a fost așa. Creștinii, mulți se mai îndoiesc, au început și adventiștii să îndoiască. Dar noi avem convingerea pe baza Scripturii și a ceea ce spune Domnul Iisus, comparând
moartea sa cu imaginea lui Iona, că a fost un fapt real, că Dumnezeu chiar a lucrat o minune în viața acestui om. Și Dumnezeu avea și alte variante, nu doar pe Iona. Avea 1000 de variante. Spune Scriptura că atunci când la oameni nu mai are nicio variantă, Dumnezeu mai are 1000. Dar Biblia spune foarte frumos că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Mai vedea speranță Ionea și mi-a oferă încă o șansă. Da, e adevărat că, pe de-o parte, imaginea pe care el o avea despre Dumnezeu era una despre caracterul lui Dumnezeu, în mod deosebit în ceea ce privește reacția lui la pocăința oamenilor. Dar, pe de altă parte, chiar el scrie în cartea, nu? Fugind departe de fața Domnului, ne lasă foarte clar să credem că, fugind departe de fața Domnului, putea să o facă pe uscat. Dar el a ales să o facă pe mare. Poate că pe uscat ajunge mult mai repede decât pe mare. Imaginea, ideea că Dumnezeul lui Israel este al lui Israel și el se ocupă de teritoriul lui Israel, dacă tu ai ieșit din teritoriul lui Israel, tu nu mai ești sub atenția lui Dumnezeu, dar nici sub atenția lui, pentru că acolo au semnal al Dumnezei și tu ești departe de fața lui. Dar vedeți, în același timp surprinzător, atunci când este întrebat, cum ai zis tu, Luce, că l-au întrebat, s-au speriat și l-au întrebat de ce fugi, el spune că sunt evreu, mă tem de Domnul Dumnezeu cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Tu crezi că Dumnezeu a făcut marea și uscatul, dar în același timp ai o imagine distorsionată despre Dumnezeu. Și în Vechiul Testament găsim foarte multe ocazii în care ei spun, la fel cum Iave, moștenirea lui Iave este poporul Israel, Chemoș are ca moștenire pe moabiți, fiecare zeu cu teritoriul lui. Deși el știa că Dumnezeu este creatorul pământului și a mării. Apoi, cum a zis, imaginea aceea păgână despre sacrificiu. În păgânătate se crede că zeul este supărat, tu trebuie să faci ceva pentru a-l îmbuna pe zeu și imaginea pe care el o spune, luați-mă și aruncați-mă în mare, iar marea se va liniști față de voi, ca și cum marea era o persoană care reacționa, ca o ființă care reacționa și dacă primea ceva în schimb, gata, se potolea, dovedește o imagine, cum ați menționat, un pic asemănătoare, de la o premiză închinare la Dumnezeu, pe o premiză păgână. Dar ceea ce nu observăm este că niciun moment, de la momentul în care el este trezit și este intervievat, cine ești? Ce se întâmplă cu tine? De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Nu-l găsim în niciun moment în care să-i ceară iertare lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu ca marinare să ajungă la dispoziție, să ajungă bine unde și-au propus, sau să spună, Doamne, îmi pare rău, gata, sunt dispus să merg la Ninive, fă ce vrei. El recunoaște, face, să zic, un fel de evangelizare cu marinare de acolo, dar se rezumă doar la imaginea aceea. Cumva în contradicție cu atitudinea care o vedem la marinari. Bărbații aceia s-au temut foarte tare de Domnul, ei au dus Domnul în jertfă și au făcut juruințe. Așa cum știau ei. Deci, pe de o parte, Dumnezeu încearcă să-i transmită lui Iona un mesaj și nu cred că Dumnezeu din mânie a trimis furtuna aceea. Dumnezeu, pe de o parte, răspundea, se întâlnea și cu marinarii respectivi. De aceea spune Scriptura că s-au închinat și lui Dumnezeu, au înțeles un mesaj, Dumnezeu a vorbit pe limbajul lor, Dumnezeu pe limba lor, Dumnezeu a fost condescendent cu ei, dar pe de altă parte, furtuna aceea era modalitatea pedagogică prin care Dumnezeu încerca să apeleze la conștiința lui Iona. Încerca să rupă și din gura lui Iona o mărturisire, nu? Îmi pare rău, gata, sunt dispus. Dumnezeu putea să rezolve problema altfel. Dar alea au fost circunstanțele care s-au dat, ținând cont și de libertatea profetului și de posibilitatea de a-i converti pe oamenii aceia. Mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla dacă oamenii aceia ar fi știut istoria mai departe, ce s-ar întâmplat cu Iona, cum a fost prins de pescuile în pește și apoi continuarea acțiunii lui. Ajungem pe străzile cetății Ninive, așa cum spunea Luci, și iată-l pe Iona predicând, dând mesajul pentru care a fost trimis acolo. O cetate condamnată și el aștepta condamnarea acestei cetăți.
Și el se întâlnește cu un paradox. El aștepta ca cetatea să fie nimicită, însă de la împărat în jos se pocăiesc. Și această situație l-a pus în fața unui dialog plin de reproșuri față de Dumnezeu. Știam eu, Ștefan, tu ai spus lucrul ăsta, știam eu că tu ești un Dumnezeu bun și că ierți și că nu te ții de cuvânt așa cum ai spus tu să le spun, să le transmit. Sau știam eu că o să mă faci de rușine în fața ăsta. Da? Și al doilea dialog, tot așa controversat, Domnul face să crească enupărul acela, el se curcubetele, face să crească curcubetele, el se odihnește cumva la umbra curcubetelui și apoi după ce curcubetele se usucă, iarăși îi dă lui Dumnezeu un reproș serios. Aș vrea să vă întreb, cum calificați tupeul ăsta lui Iona și ce lecție credeți că trebuia el să învețe din aceste două istorii? Da, într-adevăr, Iona avea nevoie să învețe niște lecții. Și prin el și noi cei de astăzi, Nelu, Ștefan, Lucian, David și Maria, Ioana și toți ceilalți. Și trebuia să învețe mai multe lucruri. Eu am sublineat aici doar trei, cu siguranță că sunt mai multe. Dumnezeu nu privește la fața omului. Da? Nu contează că ești evreu, că ești asirian, că e babilonian. Dumnezeu este corect. Al doilea lucru. Atunci când există în viața unui om sau unei națiuni pocăință, regret, rugăciune, post, Domnul aude și privește cu bunăvoință, indiferent de cine ești. Și al treilea lucru, Domnul își iubește creația. Domnul își iubește creația. A făcut-o pentru a se bucura de ea, nu pentru a o distruge. Satana este cel care vrea să distrugă creația lui Dumnezeu. Domnul își iubește creația. Și întotdeauna îmi place să mă gândesc și la noi cei de astăzi și îmi dau seama că Iona nu a murit. El trăiește figurat, vorbind în fiecare dintre noi. Și ne bucurăm atunci când Domnul este bun cu noi. Da? Și mi-aduc aminte de rugăciunea pe care Iona o face în interiorul peștelui. Da? Spune, Doamne, mi-am ridicat glasul și îți mulțumesc că m-ai ascultat și îți mulțumesc că ai fost bun cu mine și o să văd iarăși templul tău și o să aduc iarăși jertfe. Da? Și ne bucurăm când Domnul e bun cu noi, când ne iartă păcatele, când slăbiciunile noastre, Domnul zice, știu că e țărână, știu că e carne și sunt bun cu el și nu-l nimice după cum merită. Dar atunci când se întâmplă acelea situații în cazul altor persoane, noi suntem foarte justițiari. Da? Devenim foarte drepți. Doamne, cum îngădui? Păi uite ce a făcut, cum permiți? Da? Și Atât de rău ne iese, atât de rău cade înaintea lui Dumnezeu, judecând cu două măsuri, cum făcea Iona. Da? Iona, pe de-o parte, se bucura că Domnul a fost bun cu el, dar privind la iniviții, dorea nimicis, pentru că era numele lui în joc. El provăduise că va fi nimicit în 40 de zile și că face, cade rușine înaintea oamenilor. Și îmi dau seama că am fost chemați de Dumnezeu înaintea oamenilor să predicăm salvare, să predicăm vestea bună. Am fost chemat să predicăm vestea bună a salvării și nu am fost chemat să judecăm. Da? Altul face judecata și Dumnezeu decide când și cum. Noi am fost chemați nu să judecăm, ci să provodim vestea bună a salvării. Mulțumesc, Luce. Mie mi se pare interesant faptul că emoțiile lui, fiind distorsionate, mânios pe faptul că s-au uscat curcubetele și mânios pe faptul că nu s-a întâmplat ce aștepta el cu privire la Ninive, are, și folosesc intenționat cuvântul, niște reacții, nu un răspuns. El acolo funcționează pe bază de emoții. Dacă este să folosim metafora lui Jonathan Haidt, acolo elefantul era cel care răspundea, nu era călărețul cel care răspundea. Și pe fondul acesta Dumnezeu nu-l ceartă, pentru că îl întreabă, faci tu bine de te mâni? Și el, da, fac bine că mă mâni. Și mi se pare foarte frumos cum Dumnezeu încearcă să apeleze la conștiința lui și spune, măi Iona, ție ți s-a făcut milă de acest curcubete, pentru că nu tu ai trudit și pe care nu l-ai făcut să crească. Într-o noapte a răsărit și într-o noapte a perit. Și am în partea frumoasă și Luce a spus că Dumnezeu este plin de compasiune pentru creație. Și spune aici, mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care sunt mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor
Și apoi vine un detaliu care, la care niciodată poate nu ne-am gândit și în care se află și o mulțime de animale. Ești atât de insensibil, nu vezi că și oamenii ăștia sunt creația mea și animalele acelea sunt creația mea. Și pentru tine, animalele și oamenii sunt mai puțin importanți decât curcubetele astea. Corect. Dumnezeu încearcă să pună în evidență faptul că prorocul lui este insensibil. Prorocul lui nu are compasiune față de oameni și față de alte ființe create. Are compasiune, dar este selectivă. Este supărat pe faptul că s-au uscat curcubetele, care ținea lui umbră, bineînțeles, dar nu-l interesează ce se întâmplă cu... Și mi s-a mai părut iarăși foarte relevant ca o lecție, lecția ascultării pe care trebuia să o învețe Iona, și în cartea lui este menționat cumva în mod, între ghilimele pun, ironic, felul în care toți ascultă, inclusiv natura, mai puțin el. 1:4, Domnul a trimis un vânt, vântul ascultat. 1:17 și 2:10, Domnul a trimis un pește mare, care a ascultat. 4:6, Domnul Dumnezeu a trimis un curcubete sau un ricin, cum spune noua traducere, și a poruncit și a crescut. 4:7, Dumnezeu a trimis un vierme și viermele și-a împlinit misiunea. Versetul 8, Dumnezeu a trimis un vânt uscat sau călduros și a ascultat. Singurul care nu ascultă în istoria asta este Iona. Inclusiv oamenii de pe corabie văd o manifestare la Dumnezeu și ei manifestă o atitudine de ascultare, Ascultă până și niviții. Exact. Până și niniviții ascultă. Exact. Deci toată lumea ascultă, numai Iona nu. Asta este culmea culmilor, nu? Da. Totul pornește de la natură care răspunde la chemarea lui Dumnezeu. Sunt complicii lui Dumnezeu. Ninivitenii care răspund la provocarea, la acea chemare, la pocăință, care probabil a fost făcută cu lehamite, cu cel mai puțin interes și entuziasm. Și el este cel care nu ascultă. Și cred că de foarte multe ori așa suntem și noi. Pot să asculte catolicii, ortodoxii, baptiștii, pentecostalii sau celelalte convingeri religioase, hinduiști, shintoiști, budiști, să asculte musulmani, și noi să avem o atitudine selectivă, adică asta îmi convine aici. Da. Ne întoarcem la profetul Isaia, pentru că am vrea să-i punem față în față pe Isaia și pe Iona. Isaia are o experiență frumoasă, are harul să intre în sala tronului și acolo vede gloria lui Dumnezeu, vede slava lui Dumnezeu. Și în urma acestei experiențe, Isaia se oferă, așa cum spuneam la început, iată-mă, trimite-mă. Vreau să vă întreb, care a fost motorul, motivația, ce l-a provocat, ce l-a determinat pe Isaia să răspundă afirmativ chemării pe care o face Dumnezeu? Și am vrea să mergem la partea practică în studiul nostru. În atitudinea unui creștin, ce poate fi mai convingător decât scuzele justificate sau inventate? În cazul lui Isaia, mi se pare ca o comparație în contrast cu Iona, cunoașterea pe care el o avea despre Dumnezeu era mai puternică decât prejudecățile pe care le avea. În cazul lui Iona, prejudecățile pe care le avea erau mai puternice decât cunoașterea, parte corectă despre Dumnezeu. Aici, în viziunea lui Isaia, ceea ce observăm este imaginea pe care Dumnezeu îi oferă, îl determină pe el să accepte, nu? În versetul 3 spune, tot că strigau, întreg pământul este plin de slava lui, și el vede lucrul acesta și ajunge să spună, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și l-am văzut pe împăratul domnul oștirilor, nu? Reacția aceasta este foarte, foarte frumoasă. Este, de fapt, reacția celui care este, cumva, este pus față în față cu gloria, slava lui Dumnezeu, și se vede atât de mic, de nesemnat, de păcătos, de nepotrivit, și tocmai acela este pregătirea de care are nevoie, fundamentul pe care trebuie să construiască.
Mă gândesc la să-l punem față în față pe Iona cu Isaia. Isaia are întâlnirea cu Domnul, cărbunele acela îi atinge buzele. Iona are și el o întâlnire cu Domnul în pântecele peștelui. O întâlnire supranaturală, nu? La fel ca și la... De ce diferență de atitudine? Pentru că Dumnezeu nu anulează, nu are un buton pe care să apese și să spună ok, prejudecățile mai departe. Dumnezeu lucrează cu datele pe care noi le dăm. Dumnezeu a lucrat cu datele pe care le-a dat Iona, a lucrat cu datele pe care le-a dat Isaia. Dar reacția uneia și a celuilalt erau diferite tocmai din perspectiva a ceea ce prioriza fiecare Corect. Dintre ei. Unul prioriza justiția lui Dumnezeu față de niște păcătoși, din perspectiva prejudecăților, și pentru celălalt prioriza chemarea pe care Dumnezeu o face și complicitatea. El înțelege, Dumnezeu spune pe cine să trimitem. El vede o viziune. Era doar și o el viziune. Își iubește poporul, pentru că el era trimis la poporul exact, lui. Exact, era doar o viziune. Și în fața acelei viziuni, reacția lui este, iată mă trimitem. Mulțumesc, Ștefan. Da, așa cum spunea Ștefan, atunci când se dă la o parte cortina și Isaia are viziunea cu tronul lui Dumnezeu foarte înalt, cu mantaua care umplea templu, cu fumul, cu zgomotele care, imaginați-vă că spune Isaia că tremurau ușorii ușii și serafimii care strigau sfânt, sfânt, și se pare că el era singurul pământean acolo. Da? Toți erau numai sfințe cerești, numai el era singurul pământean. Și atunci când se pune întrebarea cine merge pentru noi, în fața acelei urgențe și acelei nevoi, Isaia nu poate spune decât Doamne, eu sunt, merg eu, trimite-mă pe mine. Îmi plac foarte mult, poate că este un defect, dar îmi plac foarte mult filmele de război și mai ales filmele bazate pe fapte reale. Încerc să învăț multe lucruri de acolo. Ce mult înseamnă pacea pentru noi oameni și cât de puțin o valorizăm. Și de foarte multe ori în filmele de război, atunci când se are loc o nouă misiune, se cer voluntari. Vă amintiți, nu? Uite, avem de făcut misiunea asta. Cine se oferă? Și spune unul, merg eu, fără să fie obligat. Și cred că și oamenii aceștia au temeri, și care sunt voluntari, se oferă voluntari, au temerile lor. Nu sunt niște roboți care să n-aibă sentimente, să nu se teamă. Poate se gândesc, poate nu o să o fac foarte bine. Adică nu există faptul că se oferă voluntari, nu înseamnă că sunt niște super eroi. Pur și simplu, își iau în serios misiunea. Și cred că cam asta a făcut, Isaia. S-a oferit voluntar, văzând că în jurul lui nu mai era nimeni. Și poate mi s-a întâmplat sau mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Suntem într-o situație și trebuie să ne rugăm. Și spune, hai să ne rugăm cu trei rugăciuni. Și se face tăcere. Nu începe nimeni. Și după aceea sunt convins că Duhul lui Dumnezeu la toți insistă, fă-o tu! Și dintr-o dată începe cineva. După dată poate începe Ștefan, începe Nelu, încep eu. De ce? Pentru că simțim nevoia că e nevoie de noi atunci. Atunci când poate, eu știu, trebuie să mergem într-o misiune. Cei care o fac, să știți că nu sunt mai buni ca ceilalți. Au și oamenii ăștia temeri, au și oamenii ăștia îndoieli, au și oamenii ăștia război în sufletesc. Nu înseamnă că sunt, da, mai pregătiți decât ceilalți. Numai că este acea dispoziție de voluntariat pe care Domnul cred că o apreciază foarte mult. Și Domnul te împuternicește atunci când tu te oferi, cred că Domnul te împuternicește și dă și puterea necesară pentru o pace corect. Cred. Și ar mai fi un detaliu. Am putea spune, ok, e normal reacția lui Iona să fie asta, pentru că el mergea la niște oameni insensibili. La Isaia era mai ușor. Nu era mai ușor la Isaia. Pentru că, uitați-vă ce credeau cei din timpul lui Isaia. Isaia 63:17. De ce, Doamne, ne-ai făcut să rătăcim de la căile tale? De ce ne-ai împietrit inimile ca să nu mai avem teamă de tine? A cui era vina? Împietririi inimii și a rătăcirii. Dumnezeu? Dumnezeu ne-a împietrit inima, Dumnezeu ne-a rătăcit. Acum înțelegem de ce, pentru că cheia o avem tot în Isaia 6, unde spune, du-te și spune poporul acesta. Veți auzi cu urechile voastre, dar nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri, dar nu veți pricepe. Și aici versetul 10 spune așa, îi spune lui Isaia Dumnezeu, împietrește inima acestui popor, fă ca urechile lor să audă greu și încetoșează-le ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă să fie vindecați. Deși mesajul lui Isaia este un mesaj, noi spunem, evanghelistul Vechiului Testament, uitați-vă că reacția este opusă. Mesajul lui Isaia împietrește inima poporului. De ce?
Am auzit odată când eram la liceu adventist expresia aceasta și mi-a rămas în suflet. N-am să uit niciodată, cred. Același soare care topește ceara întărește lutul. Totul depinde de materialul de care suntem făcuți. Și uite că ninivitenii au fost transformați în ceară în fața mesajului, în timp ce israeliții s-au transformat în lut în fața aceluiași mesaj. Important e să răspundem chemării. Asta este mesajul care ne spune Scriptura. O ultă, te rog. Și mai e ceva referitor la întrebarea ta, la răspunsul lui Ștefan. Ninivenii nu-l omoară pe Iona. Da? Le provăduiește un mesaj tare, voi fi nimici și nu-l omoară, dar lasă să plece liber și el se acampează lângă cetate. Ce se întâmplă cu Isaia, în schimb? Pentru că de aici trebuie să învățăm, atunci când persecuția vine din partea sau care crede în Dumnezeu, să știți că e mai aplică de foarte multe ori decât cea care vine din partea unor care nu cunosc Dumnezeu. Și Domnul Hristos este cel care a trăit-o pe pielea lui, el spune, din partea celor la care am fost trimis. O ultimă întrebare pentru voi, o întrebare scurtă, de un răspuns de câteva secunde. Credeți că Iona s-a pocăit? Pentru că dacă citești cartea lui Iona, nu prea vezi pocăința, nu se termină așa brusc. Credeți că s-a pocăit? Aveți un argument că s-a pocăit Iona? Mie mi se pare sfârșitul cărții lui Iona ca un răspuns deschis care îl pune pe cititor în pielea lui Iona și te face să te gândești, eu m-am pocăit? Uh-huh. Eu așa văd răspunsul lui Iona. S-a pocăit Iona? Nu știu. Eu sper că da. Și eu la fel. Cartea lui Iona însă se termină cu un mesaj de dragostea lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați să oferim lumii acest mesaj. Dumnezeu este bun. Nu suntem chemați să condamnăm, nu suntem chemați să judecăm, suntem chemați doar să oferim salvare prin cuvântul lui Dumnezeu. Eu am un răspuns. Sunt convins că Iona s-a pocăit pentru că a scris cartea. Dacă nu scria cartea, în momentul în care te pocăiești de un păcat, ești dispus să vorbești de păcatul acela, dai mărturie, să dai mărturie. Dacă n-ar fi scris cartea, poate că aveam îndoieli. Da, mie mi se pare că istoria lui Iona este un pic ca și cu fiul risipitor. A intrat fiul sau n-a intrat fiul? Întrebarea acolo este, tu ai intrat sau tu n-ai intrat? Și mai e un personaj în Biblie, Baruc, care trebuie să scrie cartea lui Ieremia. Nu știm dacă Baruc a mers la Ierusalim la fratele lui care era acolo cămăraș. Nu știm asta, dar știm un lucru, că Baruc n-a mers acolo pentru că a scris cartea lui Ieremia. Da. Mulțumesc, Luci, mulțumesc, Ștefan, pentru aportul vostru în emisiunea de astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Rămâneți cu această idee. Avem un Dumnezeu care ne caută, un Dumnezeu bun care vrea să ne salveze. Avem posibilitatea să venim cu scuze înaintea Lui, față de chemarea Lui, însă El va face tot ce va putea, va căuta pe toate căile să ne convingă că a fi partener cu El este binecuvântare pentru lume și pentru noi. Până la o nouă întâlnire în școala din Emaus, dragi prieteni, vă spun la revedere, toate bune și pe curând!